Salutare tuturor! Bine v-am găsit la TV Guide! Eu sunt Ada și vă aduc recomandările TV pentru astăzi. Pe iConcerts de la ora 21.30 o puteți asculta pe Katie Melua live in Düsseldorf. Katie este unul dintre cei mai de succes artiști ai mileniului, având vânzări de peste 11 milioane de albume, 1 milion de bilete la concerte și primind 56 de discuri de platină. Vocea unică, matură și bogată a artistei spune povești despre dragoste și viață. I'm warm by the fire of your love every day. So don't call me a liar, just believe everything that I say. There are 6 billion people in the world, more or less, and it makes me feel quite small, but you're the one. Pe HBO de la ora 20 puteți urmări Vogue, un nume de legendă, un documentar exclusiv despre cea mai influentă revistă de modă din lume. Folosindu-se de arhivele excepționale Vogue, filmul explorează impactul cultural al revistei, începând cu lansarea din 1892 și conține interviuri behind the scenes cu personajele care au contribuit la popularitatea și influența revistei, printre care faimoasa Anna Wintour. Trecând în revistă mai bine de 100 de ani de curente mereu schimbătoare în modă, fotografie și feminist, documentarul este o perspectivă captivantă asupra felului în care pictorialele Vogue au modificat vremurile. Pe ProTV de la 20.30 puteți urmări Refuială în Seattle. Tânăra April moare în urma unei petreceri din cauza unei supradoze. Elijah Kane și echipa condusă de el sunt într-o cursă contra cronometru pentru a dezvălui cine se află în spatele pastilei E, deosebit de toxică, cea responsabilă de moartea mai multor adolescenți din oraș. Ca și când asta nu ar fi fost de ajuns, aceeași echipă trebuie să asigure paza de corp pentru un regizor foarte arogant, care realizează un film despre cele mai periculoase zone din Seattle. Freeze. Keep them running, keep them hiding, keep them guessing. Please! That's what we do, isn't it? And this... I'm sorry, we're not open yet. ...is his Seattle. Blood diamonds, murder, money laundering. Chris can have a field day with this one. This looks like the making of a gang war. I need this thing stopped, Kane. Get a warrant on this guy, I want to go in the heart. Viasat History prezintă de la ora 21 secretele istoriei. Acest serial plonjează direct în subiectele despre care am vrea cu toții să știm mai multe, răspunzând la o serie de întrebări incitante. În această seară, adevărul din spatele poveștii lui Nostradamus e reconstituit cu ajutorul câtorva dintre cele mai controversate predicții ale sale, de la aselenizarea omului până la moartea regelui Henric al II-lea. De la 23.20 pe TVR1 rulează filmul Evrei în Brooklyn. În vremurile atroce ale celui de-al doilea război mondial în Brooklyn, un bărbat și soția lui sunt în mod eronat declarați evrei de către vecinilor antisemiți. Astfel, cei doi devin victime ale discriminărilor religioase și ale persecuțiilor rasiale specifice anilor 40. Ceea ce șochează încă o dată este faptul că, fără să înțeleagă cu ce au greșit, ei se văd târâți într-un război care nu este al lor, luptându-se alături de alte suflete nevinovate pentru demnitate și supraviețuire. Acestea au fost recomandările TV pentru astăzi. Urmăriți TV Guide în continuare pentru alte informații și recomandări. Sunt Ada și vă doresc o zi frumoasă! O tânără în vârstă de 25 de ani din Vaslui a murit, iar soțul și cei doi copii acestea au fost răniți în urma unui accident rutier produs în această dimineață în județul Neamț. Echipajele de salvare ajunse la locul accidentului i-au găsit pe șofer și pe cei doi copii ai acestuia cu vârstă de 2 și 6 ani ieșiți din autoturism. Mama copiilor în vârstă de 25 de ani era încarcerată în mașină și inconștientă, iar după ce au scos-o, echipajele de salvator nu au mai putut decât să constate decesul. Potrivit polițiștilor, vinovat ar fi tatăl, care ar fi adormit la volan, provocând astfel tragedia.
Un copil în vârstă de 13 ani și-a pierdut viața aseară în urma unui accident rutier care a avut loc în comuna Voinești din județul Vaslui. Minorul se afla într-o căruță alături de mama sa când ar fi sărit din atelaj fiind acroșat de un autoturism. În urma impactului puternic, băiatul a intrat în stop cardiorespirator, iar în ciuda eforturilor depuse de medici, minorul a fost declarat decedat. Mama acestuia a suferit un șoc și a fost transportată la spitalul din Bârlad. În cauză a fost deschis dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă și sunt efectuate cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs evenimentul rutier. Un bărbat de 32 de ani a ajuns în stare gravă la spitalul județean Vaslui, fiind victima unui accident rutier produs între Coropceni și Deleni din comuna Certești. Bărbatul se afla în mașină cu câțiva prieteni și pe fondul vitezei excesive, șoferul a pierdut controlul volanului și a ajuns cu mașina într-un șanț. Amicii victimei au fugit de la locul accidentului, aceasta fiind lăsată încarcerată pe bancheta din spate cu un traumatism craniocerebral grav. Martorii au fost cei care au sunat la 112 și au anunțat accidentul. Pești. N-ar strica să fiți mai ordonat atunci când munciți, astfel veți economisi timp. Berbec. Nu vă asumați prea multe responsabilități la serviciu, este o perioadă tensionată. Taur. Sunteți îngrijorat în legătură cu o situație de familie, dar veți primi ajutor de unde nici nu vă așteptați. Gemeni. Veseli și sociabili astăzi, aduceți zâmbetul și pe fețele celorlalți. Rac. După o zi agitată, vă bucurați de o seară relaxantă în compania persoanelor dragi. Leu, nu luați decizii pripite, chiar dacă sunteți presat de circumstanțe. Fecioară, sunteți într-o formă fizică extraordinară, sunt favorizate relațiile sociale. Balanță, veți rezolva unele probleme sentimentale care vă frământă de ceva timp. Scorpion, dați dovadă de mult tact în afaceri și aveți o intuiție foarte bună legată de bani. Săgetător, sunteți irascibili pentru că ați rămas în urmă cu somnul, încercați să vă odihniți. Capricorn, este bine ca astăzi să vă ocupați mai multe de activitățile casnice și să vă menajați sănătatea. Vărsător, aveți planuri mari, în special în domeniul financiar. Vă gândiți la un credit sau un împrumut substanțial. La noapte vremea va fi rece, chiar deosebit de rece în nord-vestul și centrul țării. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări pe crestele montane și pe litoral. Se va produce brumă locală în Transilvania și izolat în celelalte regiuni. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 1 și 11 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei spre minus 5 grade. În capitală vremea va fi rece, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura minimă va fi de 5-7 grade, mai scăzută în zona preorășenească spre 3 grade. Mâine vremea va fi în general frumoasă, dar rece dimineața. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în munții Banatului și pe crestele Carpaților meridionali. Temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 21 de grade. În capitală vremea va fi frumoasă, dar rece dimineața. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 20 de grade. La munte vremea va fi, în general, frumoasă, dar rece dimineața și noaptea. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în munții Banatului și pe crestele Carpaților meridionali. Valorile termice vor marca o creștere față de intervalul precedent, îndeosebi în masivele vestice. Вистиалунавите Остин и Али. Всичко е на път да се промени. Ще си изявя на сцена. Може да пеем в дует след представянето на книгата на майка ти. Да, да го направим. Ще последва ли Остин сърцето си? Но ако смяташ, че трябва да бъдеш с Али, просто ми кажи. Аз наистина харесвам Али, но харесвам и Кира. Аз няма да седя и да го чакам да се изясни и с коя иска да бъде. Това е моментът, който всички сте очаквали. Изцяло новите Остин и Али. В неделя от 9 часа по Disney Channel.
jurnalul Moldova TV. Zi de zi afli știri și informații la cald. Zi de zi fii la curent cu realitatea din jurul tău. Află noutățile la Moldova TV. Jurnalul Moldova TV. Aici găsești evenimentele zilei, aici ești informat. Zi de zi, de luni până vineri, de la ora 20 și 23 și în reluare de la ora 7.